calibru 556 standard NATO, dezvoltată de fabrica de arme Fugir, în colaborare cu firma Stimpex, pentru că este o colaborare strânsă acolo pe modelul, ultimul model de armă care este pe o structură AER, este în fază de prototip industrial finalizat, adică s-a stabilit toată configurația armei. Au fost testele specifice fazei de prototip, au fost parcurse toate. S-au mai făcut mici modificări, mici ajustări. În momentul de față se execută o nouă armă de la zero, adică toate piesele sunt uzinate și se stabilește procesul tehnologic pentru fabricația în serie a armei. Aceasta va intra în omologare. Este o omologare conform standardului NATO D14, după care aceasta va putea fi ofertată forțelor Sistemului Național de Apărare, partenerilor NATO și oricăror doritori. Faza de omologare o să parcurgă un interval de timp de aproximativ 6 luni, adică cel puțin așa ne-am impus ca și program de parcurgere a omologării. Bineînțeles, sarcinile sunt împărțite între noi și cei de la Stimpex, pentru că ei au o parte de sarcini care trebuie să și le ducă la îndeplinire. Noi, de asemenea, noi suntem în grafic cu execuția reperilor pentru ce ne-am asumat noi. Când o să avem rezultatele omologării, o să vi le punem la dispoziție, pentru că este un proiect care eu l-am preluat în desfășurare și fiind un proiect la care s-a muncit destul de mult, adică au fost 3 încercări până s-a ajuns la proiectul ăsta final, e păcat să irosim atâta muncă și chiar vreau să-l ducem la bun sfârșit. Liderul de sindicat astăzi a făcut o declarație prin care spunea că vă face plângere penală de abuz de serviciu pentru că ați tăiat niște fonduri. Despre ce este vorba și ce fonduri ați tăiat? Am tăiat niște plăți pentru desfășurarea unor comisii din cadrul societății, care nu mi se pare normal, având în vedere situația financiară a societății, să fie plătite, cu atât mai mult cu cât ei își desfășurau activitatea în timpul orelor de program și pot fi considerate sarcini de servicii. Sunt acei bani care mergeau la sindicat cu acele salarii? Nu. Sunt niște comisii formate din angajații ai societății care trebuiau să fac anumite proceduri în cadrul societății și erau plătiți extra pentru asta. Un subiect prins în cadrul contractului colectiv de muncă, sunt mai multe dezbateri acolo, dar nu am nimic, știu că toată lumea duce destul de greu și, cum a spus și noastră, salariile sunt mici, dar și situația societății este una dificilă. Salariile sunt asigurate pentru toți angajații și atunci la momentele grele trebuie să ne implicăm cu toții și să ne facem treaba. Oamenii spuneau că nu sunt comenzi, iar pentru statul român nu s-au mai produs arme de ani de zile. Asta e apanajul meu, APN-ului, nu pot să vă dau eu detalii vis-a-vis de comenzile din partea statului român. Eu vreau să vă întreb ce se va întâmpla cu acele arme care sunt acum pe stoc, pentru că este valoare foarte mare, pe scoate 3 milioane de euro. Armele de pe stoc sunt compuse din două tipuri de arme, destinate pieței civile și destinate pieței militare. În urma discuțiilor avute cu partenerul american, pentru care au fost produse acele arme de pe stoc, am reușit să deblocăm un transport în luna noiembrie, în valoare de aproximativ $1 milion. Avem discuțiile și pentru luna decembrie să facem același lucru. Trebuie să facem mici modificări, ajustări la arme care să impacteze un pic piața din America și să stârnească interesul pentru ele. Și au plecat primul... Este programat pentru sfârșitul lunii noiembrie. Avem ajustările de făcut la ele și să fie conform cu specificațiile pe care am căzut de acord. Mergi și funcționează.